dragii mei, avem un invitat foarte, foarte special. Este vorba despre Yannis. Este un micuț manelist. Va fi o mare valoare cu siguranță, bineînțeles, alături de tatăl său, de Vali de la Ploiești, căruia îi spun bine ai revenit, Vali! Sărămâna, bună seara și bine v-am regăsit! Vali, să înțeleg că ai venit cu fiul tău, pe care eu îl urmăresc în permanență pe Facebook, pentru că este foarte, foarte frumos și mă bucură din suflet că a început să te urmeze pe tine. Ai vrut chestia asta? Ține apărat să te urmeze sau o face din plăcere el? Da, vă dați seama că mi-aș dori să mă urmeze în ceea ce fac eu, dar e o meserie foarte grea, știți cum e cu nopțile, cu astea, dar am vrut așa de început pentru el să văd dacă are inclinații și voce, fiind foarte mic la o vârstă, vă dați seama, fragedă, are doar 6 ani de zile, dar eu sper că o să iasă ceva din el, nu știu, și vă dați seama, o să urmez de niște studii de pian, de vioară, de ceva, ca să poată să dezvolte și mai bine. Dar i-a plăcut lui și îi place și e un râzgăiaș și e normal să-i fac toate poftele, ca orice părinte care își iubește copilul. Vă dați seama. Yannis, ai 6 ani? Da. Și îți place să cânti? Da, îmi place. Și cred că vrei să ai și dansatoare lângă tine, nu? Da, vreau. Mici sau mai mari așa? Cum îți plac fetele? Mai mici sau mai mari? Mai mari. Opa! Da, bine de tot! Deci îți plac mai mari, nu? Da. Pot să dansez și eu lângă tine? Da. Bine, uite, îți promit că atunci o să vin și la videoclipul pe care tu îl vei face, că am înțeles că tatăl tău îți va face o surpriză, un videoclip frumos, special pentru tine, da? Da. Ce să ne cânti, o manea? Da, o manea. Și ai vrea să mai cânti și altceva cu timpul? Ți-ar mai place și alt gen de muzică? Da, mai îmi place. Îți place, nu? Și îți place și pianul, am înțeles, da? Da, mai cânt câteodată la pian. Oh, bravo, la 6 ani, deci tu cânti la pian, înseamnă că tu o să ajungi o mare valoare, cu siguranță. Uite, îmi amintesc că și Sorin Copilul de Aur, când era mai mic, cânta la început, cum știi și tu, Vali, i-am spus că va ajunge mare și a ajuns. Ei, îți spun că tu o să ajungi la fel de mare, poate chiar mai bine decât el, da? Să ne vorbești puțin despre piesa pe care ai făcut-o și apoi să vă ascultăm. Da, este o melodie compusă de mine. Discuția sau o chestia dintre tată și fiu, adică eu fac toate plăcerile lui. O melodie frumoasă, zic eu, o idee de-a mea, linie și cuvinte, linia și cuvintele mi-aparțin și la care a colaborat prietenul meu Roberto de la Japan, mi-a dat o returnelă frumoasă. Și pe această cale vreau să fac și o dedicație nașului meu, Vicent, din Anglia, pentru băiatul lui, pentru Adrian, care se potrivește această melodie și pentru el, care e fratele și viața mea. Eu vă doresc mult succes, în primul rând ție, Yannis, și haideți să te ascultăm, da? Da. Din partea mea, Vali de la Ploiești. Și din partea mea, Yannis. Dedicăm această melodie pentru toți norocosii.
Dedic această melodie foarte special din partea mea, Vali de la Ploiești, pentru băiatul meu, pentru regele meu, viața mea, pentru Ianis. Doamne, ție-ți mulțumesc pentru ce mi-ai dăruit liniștea mea sufletească. E băiatul meu iubit, toate poftele îi fac, ele ochii mei din cap, și când îl văd cât e de mic, vreau să-l văd fericit. Băiatul meu, inima mea, eu fac orice pentru tine, te iubește mult tata. V-am găsit, dragi telespectatori, ne aflăm din nou la Restaurant Carol's, bineînțeles alături de invitatul meu special. Spun acest lucru deoarece de mult timp îl aștept la emisiune și aș vrea să se prezinte el, să audă toată lumea. Bună seara și bine te-am găsit, Cornelia. Sunt Crinu de la Vâlcea, pentru toți cei care nu mă cunosc, și ținând cont că urmăresc emisiunile tale, mi-am dorit foarte mult să te contactez și să fiu alături de tine și de întreaga echipă. Crinu, noi vorbim de mult timp pe Facebook, te-am tot așteptat să vii, dar uite că într-un final ai ajuns aici la emisiunea Chef de Chef cu Lăutari. Mă bucur din suflet că ești alături de mine și că întotdeauna voi soliști ați avut încredere în emisiunea mea și v-ați dorit să fiți aici lângă mine. Dar să știi că și eu mă bucur foarte mult că ești alături de mine. Ai venit tocmai din Spania, aseară ai ajuns în țară și astăzi ai venit la filmare special pentru emisiunea Chef de Chef cu Lăutari. Să știi că mi-ai dat emoții, câteva emoții mi-ai dat, pentru că fiind prima oară la emisiunea mea tu, mi-ai dat emoții. Spune-mi ce genuri de muzică o să ne cânti în această seară. Păi în această seară am decis să fac mai multe stiluri de muzică. Am să fac un stil de manele și un alt stil de banat. Spune-mi, tu acolo în Spania ești de mulți ani de zile? Da, sunt de 5 ani acolo cu familia. Unde ți este mai bine, aici sau acolo? Mi este indiferent. Dar eu cred că vrei mai mult să fii aici în țară, mai ales că ai văzut aici ce atmosferă e. Îți place Bucureștiul, nu? Da, îmi place foarte mult și chiar mi-am propus să mă retrag, pentru că nicăieri nu este ca la tine în țară. Să știi că și mie îmi place acolo la tine în Vâlcea. Chiar acum câteva zile am fost acolo și e superb. Mie îmi place mult zona aceea. Da, e un oraș foarte frumos, niște oameni foarte deosebiți și de treabă. Tu vrei să vii în țară și să ai grijă de imaginea ta, în primul rând. Vrei să lucrezi la câteva piese, câteva videoclipuri, am înțeles, nu? Da,
cu siguranță asta voi face. Și formații ai aici, în țară, sau? Formația am acolo în Spania, niște colegi ai mei care vreau să-i salut pe această cale, le doresc multă sănătate, dar odată cu venirea mea aici în țară, în România, am să-mi creez un nou grup și o să merg pe drumul cel bun. Aș vrea să lași un număr de contact sau de, nu știu, de Facebook, ce dorești tu pentru telespectatorii noștri. Poate vei veni aici în țară să cânti mai des decât în Spania. Da, cu siguranță am să las, deci Facebook-ul meu pentru toți cei care vor să mă contacteze, Crinu de la Vâlcea, iar numărul de telefon o să fie cel din Spania până când o să mă stabilez. Să mă contacteze pe mine, că o să le dau eu numărul. Cel mai frumos pe doamna Cornelia. Și bineînțeles că o să vină și Florin cu noi să filmeze, nu? Că fără Florin nu se poate. Sunt convinsă că o să iasă o filmare 100% super, pentru că el este un băiat deosebit și îi mulțumesc pentru ajutorul acordat. Și eu vreau să-i mulțumesc din tot sufletul. Crinu de la Vâlcea, îți mulțumesc din suflet încă o dată că ești alături de mine. Îți promit că și eu voi fi. Oricând vei avea nevoie de mine, voi fi lângă tine. Eu fac tot posibilul să te ajut, pentru că ești un băiat deosebit, un băiat cu un caracter frumos, o voce frumoasă și sunt convinsă că o să ai mare, mare succes și aici la noi în România. Cu siguranță vei avea succes. Și eu am să te ajut atât cât pot eu, voi fi lângă tine. Multă baftă îți doresc! Mersi, sărmâna! Să